Bună seara, stimați telespectatori, sunt Nicu Dorea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă aici la Litoral TV. În această seară am plăcerea deosebită să am doi invitați de marcă, doamna Elena Frâncu, conferențiar doctor la UMC Constanța și domnul Daniel Antonaru, președinte al Asociației Sportive Sana Sport din Constanța. Bine ați venit! Bună doamna seara. Frâncu a mai fost invitată a emisiunii noastre. Domnul Antonaru este în premieră la noi. Doamna Frâncu, o să începem abrupt discuția noastră. Cum apreciați organizarea acestui maraton pe nisip, primul din Europa, din păcate se spune, oricum o competiție inedită pentru România, cel puțin? Bună ziua tuturor telespectatorilor postului de televiziune Litoral TV. Mă bucur că suntem din nou împreună. Bucurie și de partea noastră. Aici, la Năvodari, în orașul de unde soarele sărută marea. M-am simțit întotdeauna foarte bine și pentru faptul că ne-am dat mâna în realizarea celui mai performant centru olimpic de canotaj, a cărui gazdă sunteți. Colegul Antonaru, pe care îl cunosc de mult timp, am colaborat cu ani în urmă și îi mulțumesc astăzi aici public că în calitatea mea de voluntar m-a readus în sistemul domniei sale competiționale. Este un început, așa cum am spus-o, face o istorie pentru că e un început de istorie. Sunt convinsă că s-a inspirat din competițiile internaționale la care domnia s-a participat și nu știu cât știu că împreună cu alți doi constanțeni, despre care probabil că domnia sa o să vorbească, au participat la o competiție internațională pe care, de la unde s-au întors și victorioși. E un pasionat al sporturilor de cursă lungă și pot să spun, este un prieten al lui Ilie Floroiu, pentru că atunci când vorbești de curse de lungă distanță, te gândești la Iliuță Floroiu, cel care a trăit, trăiește și va trăi pentru acest sport. Mi-a plăcut foarte mult provocarea lui Daniel, de aceea am și fost lângă el și nu numai mie mi-a plăcut, ci el are sau poate să aibă mulțumirea sufletească la numărul mare de participanți pe care eu i-am văzut sâmbătă, chiar dacă la partea de performanță duminică au fost mai puțini. Deci avem nevoie de astfel de prieteni ai sportului, de astfel de conducători ai structurilor sportive care să se ducă către cetățean și să arunce astfel de provocări, să invite la astfel de exerciții care să aibă ca rezultat sănătatea lor, starea de bine a fiecăruia dintre noi. Și atunci când vezi că după 65 de minute se întorc din cursă cu zâmbetul pe buze, tu ca și organizator ai mulțumirea sufletească că ai făcut un lucru bun. Cât de dificil a fost punerea pe picioare a unei asemenea competiții, domnule Antonar? Într-adevăr, a fost un efort din partea noastră și a membrilor echipei Sana Sport. Organizarea acestei prime ediții a fost un lucru inedit și pentru noi, un adevărat test din punct de vedere al organizării unui asemenea eveniment. Noi am avut trei curse anul trecut, dar nu au avut acest nivel de organizare. În schimb, principalul obiectiv a fost atins, acela de a înscrie orașul Constanța pe harta internațională a maratoanelor și nu am reușit oricum, ci chiar cu o participare internațională, spun eu, bogată, peste 10% dintre participanți fiind străini din 5 țări, Coreea de Sud chiar cu o participare numeroasă, 16 alergători. Ne-am bucurat, a fost un eveniment frumos din punct de vedere organizatoric. Nu au fost probleme, un pic vremea, dacă ne-ar fi ajutat mai mult să avem mai mulți spectatori, deși din punct de vedere sportiv a fost vremea în regulă. Toate acestea ne conduc în ideea continuării acestei acțiuni și în speranța că acest maraton va crește atât ca număr de participanți, cât și ca nivel organizatoric și sperăm să concurăm în viitor cu mari maratoane internaționale din lume și să atragem cât mai mulți participanți prin ineditul suprafeței pentru care am optat să organizăm.
acest eveniment. Vă gândiți să, eu știu, să-l mutați mai spre vară, tocmai pentru că acum vremea n-a fost, sigur, nu pe căldură, nu pe caniculă, se poate disputa un maraton de asemenea importanță și când plaja e plină. Ne-am e fi greu. Dorit să putem organiza într-o altă perioadă. Din păcate, după 15 aprilie se predau plajele către operatorii privați. Nu se mai poate intra pe plajă până pe 15 octombrie, drept pentru care vom fi nevoiți ca toate edițiile să le organizăm până în data de 15 aprilie. Și eventual să vă rugați la Doamne, să fie o vreme mai prietenoasă un pic. Vremea, să spunem, într-adevăr influențează performanța, dar cu siguranță cei care au fost la această primă ediție nu au venit să realizeze vreun record în proba de maraton, ci au venit să se testeze pe ei înșiși, să facă un test personal de anduranță. Să vă dau un exemplu, am alergat în iarnă la un semimaraton Gerar pe cod Portocaliu, deci pot spune că vremea nu contează, important este ceea ce îți dorești, ceea ce îți propui și să te autodepășești. Deci nu cred, într-adevăr, este bine să ai o vreme frumoasă, plăcută, dar se poate alerga maratonul indiferent de vreme. Și la Roma, când am fost, a plouat foarte mult. Ne-a deranjat, să zic, ploaia, dar, pe total, evenimentul a fost foarte frumos. Doamna Francu, cum, eu știu, apreciați asemenea? Ar trebui să fie mai multe competiții de acest gen în România? Suferim la, eu știu, la capitolul frecvența unor competiții în care să aibă, așa cum s-a întâmplat acum, și o secțiune deschisă amatorilor și alta profesioniștilor? Eu cred că foarte mulți susținători ai sportului pentru toți, societăți comerciale și alți operatori, au înțeles foarte bine rolul sportului pentru toți în ceea ce privește, cum spun eu, forța individuală a fiecărui cetățean de a munci puțin mai mult. În Constanța și în România, dacă ați văzut, au apărut foarte multe de astfel de acțiuni la nivel alergări prin parcuri pentru mamele uze până la bătrâni, alergări în înălțime, în diferite blocuri. El chiar a fost și cred că știți la concurență cu crossul Gabi Sabo la Bistrița, unde au participat aproape 1000 de tineri. Se adresează elevilor. Ea fiind un produs al unui cross popular. Exact. Și chiar să știți că eu pe Găbiță o felicit pentru lupta ei de convingere că sportul înseamnă viață și eu sunt de aceeași părere. Chiar le mulțumesc colegilor mei de la direcția pentru sport și tineret a județului Constanța, fiindcă susțin și se alătură structurilor sportive în organizarea unor astfel de evenimente. Pe 3-4 mai este o cursă de karting la Maritimo. ISIS organizează împreună cu Direcția pentru Sport și Clubul Sportiv Bilal. Constanța pedalează. Trebuia să aibă loc sâmbătă, dar au amânat-o din cauza vremii, pentru că se adresa copiilor și atunci era puțin riscant, dar pentru el a fost o vreme, după mine, superbă, pentru că exact cum spunea și Daniel, nu performanța sportivă aici este pe locul întâi, ci targetul pe care și-l fixează fiecare în ceea ce privește autodepășirea fiecăruia dintre ei. Deci eu cred că la acest nivel au crescut numărul competițiilor adresate sportului pentru toți și mai ales în jocuri sportive. Trofeul Telegraf, care deschide anul fiecare an, știți că este un exemplu, are o vechime de 22 de ani. Și mai sunt astfel de cross-uri, cross-ul 1 iunie, cross-ul tineretului, care olimpic, probabil o să apare acum pe 2 mai. Cross-ul olimpic e deja o tradiție deja pentru noi. Deci cam asta, cam de aici trebuie să plece performanța sportivă, cam aici este normalitate. Deci toată lumea și asociații și în asociațiile sportive școlare trebuie să întâmple astfel de evenimente, de unde vin antrenorii din cluburile sportive și își selecționează viitori performeri. Eu sunt pentru și știți că întotdeauna am susținut astfel de evenimente. Le mulțumesc cluburilor sportive, cazul lui Sana Sport sau Laguna a doamnei Elena Hanu sau Atmaru a domnului
Lucian Nedelescu, care susțin astfel de activități care se adresează atât populației școlare, cât și oricărui cetățean din județul nostru. Am vorbit, discuția noastră a revenit numele ministrului tineretului și sportului, Gabriela Szabo. E un câștig pentru sportul românesc, e un om de sport, un om care vine din interior, nu un om care a fost doar simpatizant al sportului sau poate n-au avut, că au fost și miniștri care au avut legături absolut tangențiale cu mișcarea sportivă. Acum e un om care vine din lumea sportului. Am să încerc să fiu foarte sinceră. Pe traseul perioadei în care eu am făcut administrație sportivă, s-au prezentat foarte mulți oameni de sport, pentru că nu puteți să spuneți că Cristian Gațu sau Mărășescu sau Octavian Belu sau Carmen Tocală nu au fost oameni de sport. Răspunsul combinației între sport și administrație a lui Gabriela Szabo, dacă va fi la superlativ sau vom deveni nemulțumiți, va fi dat de forța echipei familiei sportului românesc, pentru că asta dă forță CSR-ului. În jurul CSR-ului este o forță de valori ale sportului olimpic. Această forță, sau în jurul rugby-ului, dacă vreți, care e o federație deja performantă, cam așa trebuie să se întâmple acum în jurul Ministerului Educației și Sportului. Deci o forță de foști sportivi care să dea putere în privința administrației sportive lui Carmen Tocală și lui Gabi. Pentru prima dată, primul număr și al doilea, deci ministrul și secretarul de stat, sunt performeri. E adevărat, îi diferențiază performanța sportivă. Eu am încredere în Gabriela Szabo, cu rugămintea pe care o am pentru noi toți, să avem și răbdare cu ea. Pentru că dacă din prima dată vrei să rezolve tot ce nu s-a rezolvat în ani, și ce nu s-a rezolvat în ani, și mă refer la reforma în sport, vinovați suntem toți. Și cei din suturile sportive, și cei din direcțiile pentru sport, și cei din federațiile naționale, și cei din minister. Pentru că sprijinul administrației, atât centrale, cât și administrației regionale sau județene sau locale, chiar înainte de a veni aici, m-a sunat doamna primar Gâjul, care după inaugurarea unui centru social se rezolva corespondența și printre problemele evite erau susținerea de către Consiliul Județean a Asociației Sportive Victoria privind secția de fotbal. Vedeți, tot din necunoaștere a antrenorului aruncă cineva o vorbă. Da, Consiliul Județean poate să finanțeze în baza legii 350, ceea ce a făcut și până acum. Și trebuie să recunoaștem că au fost forța pe care a dat-o sportului constanțean, Consiliul Județean, primăriile orășenești, chiar și aici, la Năvodari. Primăriile orășenești toate, Năvodari, Cernavodă, Mangalia, Hârșova, Medgidia, au înțeles foarte bine rolul sportului ca element social în comunitatea respectivă. Dar această finanțare nu poate să se adreseze conform legii 350 decât structurilor private constituite în baza ordonanței de guvern 26/2000. Așa cum există și clubul sportiv, dacă ești asociația sportivă, sau asociația Club Sportiv Sana Sport. Deci, eu acum recunosc că nu mai știu toate cele 500 și ceva de suturi sportive constanțene. De 2 ani de zile am făcut puțin o pauză. Nu mi s-a șters chiar tot, pentru că am rămas voluntar în sport, dar cred că cu experiența mea, expertiza pe care o am în sport, doresc împreună cu ei, cu cei tineri care au altă disponibilitate pentru timpul lor pe care îl rezervă sportului, să înțelegem că această trecere la normalitate în ceea ce privește acest triunghi organizatorii care înseamnă administrație, structuri sportive și familie, cetățean, trebuie să funcționeze perfect și că avem loc toți, dar că avem cu siguranță misiuni diferite. Domnule Antonaru, vorbiți-ne puțin despre clubul la care dumneavoastră activați și cum se poate ajunge la el.
Asociația Sportivă Sana Sport a fost înființată în februarie 2013. A fost practic un punct de sprijin într-un proiect care s-a numit Constanța Leargă Sănătos, care a avut ca obiectiv final realizarea acestui maraton. Anul trecut am reușit să organizăm 3 competiții. Am început cu 2 curse de 5 km, Mamaia Run pe plajă și Sport în Port, unde am reușit pentru prima dată să organizăm un eveniment sportiv în incinta portului Constanța, o altă premieră. Acolo ne-am cunoscut, da, și ne-am bucurat de sprijinul dumneavoastră. După care am organizat 2 curse de 5 km și de 10 km în jurul lacului Tăbăcărie, un alt eveniment de succes, dar probabil cea mai mare realizare a asociației o constituie organizarea unui număr de 53 de antrenamente săptămânale în fiecare duminică, la care au luat parte peste 2500 de persoane, pe care i-am îndrumat și sprijinit să se întoarcă și să revină spre mișcare. Practic, noi urmărim să promovăm alergarea ca sport de masă. Ne dorim ca să avem cât mai mulți constanțeni și locuitori ai județului Constanța la asemenea antrenamente. Dorim să avem o acțiune cursivă, nu doar activități ocazionale, să înțeleagă importanța și necesitatea efectorii de sport zilnic și sperăm în viitor, avem în plan încă 3 evenimente în acest an. Este vorba de o cursă populară pe 1 iunie, organizată tot în stațiunea Mamaia împreună cu un radio, un semimaraton în jurul lacului Tăbăcărie și o cursă în luna decembrie. Cum vă pot contacta cei care doresc să facă parte din asociația dumneavoastră și să participe la acțiunile dumneavoastră? Inițial, asociația noastră avea o structură închisă. Am pornit doar 3 membri în cadrul acestei asociații. Nu am vrut să avem alte persoane în cazul în care lucrurile nu ar fi mers conform planului. Am dorit să ne asumăm întreaga răspundere. Însă, la solicitarea celor care veneau la antrenamente, am deschis asociația. În momentul de față poate intra orice persoană în asociația noastră, nu este nevoie să achite niciun fel de taxă, înscrierea este gratuită, avem peste 50 de membri înscriși în asociație. Singura lor condiție este să descarce formularul de pe site-ul nostru și să se prezinte în persoană cu el la unul dintre antrenamentele organizate de către noi în fiecare duminică, începând cu ora 9. Cât de importantă credeți că este această activitate pentru sănătatea nației, să spunem, fără să folosim cuvinte mari? Pentru că, într-adevăr, se simte nevoia, eu știu, indicele care arată gradul de obezitate al tineretului e unul care ne dă fiori. În viziunea mea, bunul mers al acestei țări se va regla în momentul în care vom reuși să acordăm atenție la 2 domenii. Unul este învățământul, iar celălalt este sănătatea, însemnând atât mișcarea sportivă, sportul, cât și partea de nutriție. De aceea, la toate evenimentele noastre, toți participanții, împreună cu parteneri locali, le testăm gratuit principali indicatori ai sănătății, glicemie, tensiune, și de asemenea, acum am reușit să atragem parteneri din domeniul nutriției. Chiar la maraton nu am avut izotonicul clasic folosit la celelalte competiții, ci a fost un izotonic preparat din fructe și legume, pur și simplu a fost vorba de niște sucuri, dar pe niște rețete speciale pentru sportivi, încercând în acest mod să promovăm mișcarea, sportul legat de sănătate și nutriție, pentru că numai împreună cele 3 elemente vor putea duce la îmbunătățirea stării de sănătate. Vom reveni pe acest subiect, dar aș dori să o întreb pe doamna Elena Frâncu, care este și membru al Comitetului Executiv COSR. Care sunt prioritățile Comitetului Sportiv Olimpic Român? În primul rând, pregătirea sportivilor sau susținerea pregătirii sportivilor pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2016. Comitetul Olimpic și Sportiv Român este partenerul de elită al federațiilor naționale, pentru că de fapt este o asociere, o asociație care cuprinde tot ce înseamnă
federațiile naționale, atât olimpice cât și neolimpice. După mine este structura sportivă care are un management performant, o structură sportivă care a reușit să convingă sportul internațional și comunitățile internaționale pentru promovarea lui Morariu în elita sportului internațional. Știm cu toții că anul trecut a fost ales în comitetul executiv al Comitetului Internațional Olimpic. Și se pătrunde extraordinar de greu acolo. Este, să știți, un efort, îmi place să spun eu, de la Lia Manoliu, Dumnezeu să o odihnească, citire, că elita în sport e o muncă decisiv. Pentru că, spunea mai devreme colegul Daniel, vorbea de triunghiul sănătate, educație și sport. Sănătatea, educația și sportul nu pot fi decât, merge decât împreună, pentru că sportul pentru toți este un program, educație din programul educațional, educație prin sport. Sau aleargă pentru sănătatea ta. Deci este educație, sport. Din păcate, poate aici uneori noi, profesorii de educație fizică, am trăit momente în care eu ne-am mai păsat de acest triunghi foarte important la creșterea fiecăruia dintre noi ca cetățeni riguroși, sănătoși și cetățeni care înțeleg ce înseamnă fair play-ul într-o societate unde nu poți să trăiești singur și niciodată cred că nu poți să trăiești singur. Deci Comitetul Olimpic și Sportiv Român susține absolut toate proiectele sportului de performanță ale federațiilor naționale. Și Comitetul Olimpic și Sportiv Român are și o parte de sportul pentru toți. Gabi Sabo și Elena Frâncu au obținut un astfel de premiu de la Comitetul Internațional Olimpic, Femeia și Sportul, care are în cadrul Academiei Olimpice astfel de programe în care te încadrezi și tu, și chiar mă gândeam când ai vorbit că ar trebui să iei legătura ori cu Laura Badea, ori cu Diana Birtalam, ori cu secretarul adjunct Arthur Hoffman, pentru a te înscrie în anul 2014 într-un astfel de proiect cu sprijin financiar din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Pentru că CIO este preocupat de partea aceasta a sportului pentru toți și susține o astfel de activitate. Pentru că este, cum spunem la o casă, temelia sportului de performanță. Foarte bine este așezată acum și regăsită în legea sportului. Din păcate ne place la un moment dat pentru vizibilitate să sărim niște trepte, ne trezim acolo undeva sus și la un moment dat... Fără sprijinul bazei. Da, fără, la un moment dat când ar trebui să faci pasul ultim spre marea performanță, cedezi. Pentru că nu e așa ușor. Deci, Comitetul Olimpic are mâine, are adunarea generală și unde mergem toți membrii din Constanța și vorbesc aici de Ilie Floroiu, care face parte din Comisia de Cenzori, de Nicolae Dobre, președintele Federației de Oină, care este un model de urmat, să știți. Oina, la data la care în 2007 a preluat-o el, Nicu Dobre, și am adus-o aici la Constanța cu sprijinul lui Octavian Belu, care pe vremea era președintele Agenției Naționale pentru Sport, aproape că nici nu exista. Iar acum când spui OINA, spui de proiecte atât la nivel regal cât și la nivel internațional, le regăsești în Austria, regăsești proiectele noastre în Japonia, tot așa o treabă de... Deci, apropo de Daniel și de mulți alți oameni, sfințește locul. Aceste proiecte care sunt extraordinar de multe la nivel european și mondial trebuie implementate sau continuate în cazul atletismului și în cazul OINEI și trebuie să fim convinși că dacă îți pasă, cu siguranță reușești. Vom continua discuția noastră, care este una foarte interesantă, după o scurtă pauză publicitară. Pauză publicitară, vă rog. Am revenit la Săptămâna Sportivă alături de doamna Elena Frâncur și de domnul Daniel Antonaru și vom continua discuția de unde am lăsat-o, dar am o curiozitate.
Doamnă, priviți din interior, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, m-am întrebat întotdeauna și acum am ocazia să aflu, cum de a reușit această structură să se ferească de toate discuțiile că în România, de la alegerea unui șef de scară până la alegerea președintelui, totul are o întreagă telenovelă în jurul președintelui României, vorbesc. Au o telenovelă în jur. Comitetul Olimpic și Sportiv Român a reușit de fiecare dată, de ani buni, și înainte de 89 și acum, să rupă de zgura asta, adică să înlăture zgura asta a discuțiilor inutile despre oameni, despre persoane, și să-și aleagă mereu oameni competenți, pentru că știu, a fost Alexandru Șiperco în structurile cele mai înalte ale Comitetului al CIO, acum este domnul Octavian Murariu. Sunt performanțe cu care puține țări din lume se pot mândri. Și ce se întâmplă? În cei 101 membri ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, acolo nu merge că vreau și eu. Acolo trebuie să ai o pregătire atât sportivă cât și intelectuală, care să, atunci când completezi cererea de dorești să participi la alegerile din data de, trebuie să pleci de la un nivel. Deci să fi fost cel puțin participant la un campionat european sau mondial. Deci acolo, de aici se pleacă. Nu poți să pleci că ești campion național sau am făcut și eu sport. Deci acolo sunt oameni de mare valoare sportivă și intelectuală. Conducătorii noștri care sunt din acești 101, întotdeauna sunt niște oameni care se ridică la respectul cuvenit al celor 101. Iar când pleci mai departe către CIO, vă dau două nume, Nadia Comănici, mai multe, Ion Țiriac, Octavian Belu, Mariana Bitang, Vlad Lipă, Laura Badea, Andreea Răducan. Deci repede acum câte mi-au venit, dar sunt până la 101. Da. Deci cred că sunt printre puținii care... Deci am fost doar vicecampioană mondială, dar care... Cum sună asta? Doar vicecampioană? Doar vicecampioană mondială. Dar sunt deținătoarea colanului de aur ca fiind cel mai bun manager, cum au numit ei, de-a lungul tuturor timpurilor din România. Iar când ajungi să candidezi, cum noi l-am îndemnat și l-am susținut pe Morariu să participe la alegerile Comitetului Internațional Olimpic, trebuie să ai inclusiv o siguranță financiară. Nu te duci la CIO să te îmbogățești. Aceleași reguli cred că ar trebui să fie. Nu te duci în Parlament să te îmbogățești. Te duci în Parlament atunci când ești împlinit intelectual și financiar și dorești să întorci României sau țării tale din ceea ce ai obținut tu de-a lungul anilor pregătindu-te în țara ta. Deci lucrurile sunt foarte complexe. Acolo sunt oameni care nu se uită de ce tu, Gabi Sabo, ai trei titluri și eu am numai unul. Nu, acolo sunt oameni care se respectă, acolo sunt oameni care au înțeles normele, regulile și principiile, care sunt absolut obligatorii într-o democrație elevată, și sunt oameni care, o familie, cum se spune, familia olimpică, prima dată de spirit sportiv, vorbești de spirit olimpic, care e în Carta Olimpică. Carta Olimpică, știți că este foarte dură și dacă n-ai respectat-o, ai plecat fără să negociezi. Deci acolo nu există negociere în COSR. Există reguli, norme și principii pe care de bună voie și nesiliți de nimeni le respecti. Pentru că se dezbat problemele, se participă cu argumente la realizarea obiectivelor, te duci și faci muncă voluntară și nu întrebi câți bani îmi dai. Acolo banii vin urmarea performanței sportive pe care o atingi. Și știți că întotdeauna premiile olimpice sunt foarte mari. Acum s-a ajuns la medalia olimpică prin hotărâre de guvern, prin noua hotărâre 288 pe 2013, la suma de 70.000 de euro un titlu olimpic. Deci muncești 4 ani, dar știi pentru ce muncești, iar noi care suntem membri ai Comitetului Executiv facem muncă voluntară fără să ne oblige nimeni. Este o mare onoare să fii ales. Nu pătrunzi foarte
Nicu Dobre, care reprezintă asociațiile neolimpice, el asta reprezintă în CEOSR, a ajuns acolo după vreo 6 ani de muncă în care a demonstrat că a luat ceva de la zero și a dus cu sârguință până la o mare performanță organizatorică a Federației Naționale de OINE. Deci nu pot fi discuții, fiindcă nu pătrund oameni nemulțumiți. Acolo sunt oameni mulțumiți, acolo sunt oameni care își cunosc rolul lor în societate și nu se uită ce face ăla din dreapta, din stânga, știe să recunoască când a greșit, să cedeze când nu are dreptate. Este ca în management. Pui o problemă în discuție și nu pleci de la masa de dezbateri până când nu ajungi la un consens. Deci acolo există consens, fiindcă familia aceasta olimpică, iar când pătrunzi, deci la fel sau ieși acolo, ieși cu fair play fără să mai comentezi. Există un segment de reprezentanță ai federațiilor olimpice. Păi dacă vă uitați cine e în CEOSR, în Comitetul Executiv, sunt federațiile cele mai performante. Când nu ai performanță ca federație, nici nu te gândești să-ți depui candidatura. Când ți-ai depus candidatura, trebuie să știi că ai un CV care te recomandă și îți impui prin el respectul celor din jur. Deci de aceea nu sunt discuții. Dar să înțeleg, simplificând la maximul, că sita fiind extrem de deasă și selecția extrem de dură, atunci nu pătrund decât oameni care asigură acestui Comitet Olimpic și Sportiv Român foarte mare seriozitate și în rândul românilor, dar se vede că și în rândul celorlalte comitete internaționale care au ales pe reprezentat al României. Carta olimpică e sfântă și să știți că ceea ce se întâmplă și în alte federații, mai de pildă Comitetul Internațional Olimpic, mai ales la federațiile, la comitetele naționale din țări mai sărace, care trebuie întrajutorare, trimit către comitetele naționale olimpice ale astfel de țări în dificultate ajutoare financiare pentru susținerea programului olimpic. Carta olimpică și programul olimpic este o treabă foarte serioasă, sfântă, cum zic eu. Deci nu e comentabilă. Deci e o altă lume, iar de acolo când pătrunzi în CIO, de acolo nu mai ieși, cum spune, decât cu picioarele înainte. Deci cineva care a pătruns în CIO nu mai iese decât în momentul în care a decedat sau devine om corupt. Da, am făcut o eroare majoră. Când ai făcut o eroare majoră și ai păcălit fiscul sau cine știe ce acuzație de corupție penală ai, atunci cu siguranță tu îți dai demisia. Nu mai ajungi să-ți dea alții demisia. Deci nu, este un lucru foarte serios, este înălțător și este un lucru special, o instituție. Mă gândesc eu de multe ori cum este Vaticanul, știți? În statul sportiv. Domnule Antonaru, cum vedeți, de exemplu, în următorii 5 ani asociația dumneavoastră? V-ați fixat probabil niște repere în ani pe care să le atingeți. Într-adevăr, privim spre viitor. Ne place această provocare a întrebării unde vom fi peste 5 ani. Noi sperăm să fim la cea de-a 5-a ediție a Maratonului Nisipului cu peste 5.000 de participanți și cu o bogată participare internațională. Super! Sperăm în continuare să beneficiem de îndrumarea și sprijinul Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, în special domnul Mihai Orzan. Din atletism. Da, și de asemenea domnului Ilie Floroiu, directorul clubului sportiv Farul, și doamnei Elena Frâncu, care ne-au sprijinit prin participarea la evenimentele noastre și atât la festivalul de premiere cât și la startul competițiilor. Sperăm să atragem în continuare parteneri din domeniul privat, sponsori, fără de care nu am fi reușit să realizăm aceste evenimente. Sperăm de asemenea ca peste 5 ani să avem parte și de o schimbare a atitudinii, nu numai a celor care participă la evenimente, ci a celor care asistă la aceste evenimente,
ne dorim să fie cât mai mulți spectatori care să încurajeze și nu doar să privească, așa cum este la maratoanele internaționale, unde ai momente grele după kilometru 35 și când simți sprijinul publicului, primești încurajări de la niște oameni pe care îi vezi pentru prima dată, iar aplauzele lor te revigorează și îți dau puterea să termini. Ne dorim și noi să avem în Constanța și în România un asemenea public, nu doar să se uite la maratoniști și să privească cu curiozitate. Într-adevăr, este stadiul în care ne aflăm, dar sperăm să educăm acest public și să sprijine activitățile și demersul sportivilor care participă la asemenea evenimente de anduranță. Dacă vreți un citat pe care pentru mine a constituit un motto în evoluția în sportul de anduranță al unui mare atlet ceh, spunea că dacă vrei să alergi, aleargă o milă. Dacă vrei să trăiești o experiență, aleargă un maraton. Noi asta dorim să oferim oamenilor, o adevărată experiență. Emil Zatopek, într-adevăr, vă mulțumesc. Deci dorim să oferim o experiență adevărată oamenilor, să aducem maratonul la un nivel de participare de masă și accesibil oricui. Da, România are o tradiție în maraton, mai ales în proba femenină. Avem performanțe notabile, inclusiv campioana olimpică, care nu e lucru, da, care nu e puțin lucru. Și la o vârstă la care foarte mult sportive au încheiat activitatea de specific, bun. Vârsta e, da, specifică sportului. Pentru că în maraton nu prea vezi campion la 18 ani, la 20 de ani. Îți permite rezistența. Da. Cam cât trebuie să se pregătească, nu un sportiv de mare performanță, un sportiv mediu care, uite, să alerge la maraton, gen maratonul ăsta pe nisip, eu știu, alte comisii, cât trebuie să pregătească într-un an de zile și la câte concursuri poate să participe? Pentru că frecvența nu e foarte mare, știm cu toți. Fiecare își stabilește propriile obiective. În general se spune că nu poți alerga la nivel maxim mai mult de 2 maratoane pe an. În ceea ce privește antrenamentul individual, de asemenea, este influențat de obiectivele stabilite, de stilul de viață al respectivei persoane. Recomandarea noastră este să se încerce efectuarea unor antrenamente zilnice, cel puțin 40 de minute, o oră, să o dedicăm sportului zilnic, lucru ce, pe ansamblu, va duce la creșterea și îmbunătățirea stării de sănătate generală. Doamna Elena Frâncu, o să vă pun o întrebare, zic eu, un pic mai dificilă. De ce sportul, în sportul românesc, fetele, femeile au performat mai mult decât bărbații? Și continuă să o facă. Dintotdeauna. Da, știți dintotdeauna. Știți că și în statistica rezultatelor privind mondiale și jocuri olimpice, fetele sunt pe locul întâi cu mult. Cred că sunt mai tenace și fetele, eu vorbesc de mine, sunt mai rezistente la provocările nocturne sau de viața cu zi cu zi decât bărbații. Pentru că, într-adevăr, în sportul de performanță trebuie să muncești mult. Și acum, de când a devenit și o meserie, și trebuie să facem deosebirea asta între plăcere, ceea ce face, și bucuria de a alerga, ceea ce face Daniel în asociația lui, că ăsta e rolul asociației sportive fără presă juridică. Și sunt astfel de asociații sportive la Cucis, la DJST, o grămadă, dar foarte puține sunt vizibile, cum este a lui Daniel. Ăsta e rolul lor în societate și voi aveți foarte multe reclame pentru o viață sănătoasă, efectuați 30 de minute exerciții sportive pe zi. Dar sportul de performanță, când pleci de la plăcere la performanță, nu mai este numai plăcere. Este și durere, este și sacrificiu, este sacrificiul tău și al familiei tale, pe care la un moment dat cred că bărbații noștri, românii în special,
cedează. Dar noi în Constanța și în România avem și bărbați care sunt modele pentru noi. Unul e Răzvan Florea, care a câștigat prima medalie olimpică, fie ea și de bronz, la Jocurile Olimpice de la Atena. Da, la natație. Deci, exact, ceea ce nu s-a mai întâmplat Draica în România. Care are aur. Ion Draica, care are aur. Cu aur și, și medaliile continuă. Dar, mai ales în sporturile de echipă, într-adevăr, femeile sunt. Dar avem HCM-ul, care este într-o cupă europeană, care acum sper să... Ei și-au dorit Suedia. Mie mi-e frică puțin și de Suedia, dar sper să fie mai facilă decât eu am avut Vespremu și ei au spus că era mai aproape și accesibilă ca să ajung și eu să bat din palme. Da. Deci, cred că ăsta e motivul. Noi, femeile, suntem mai rezistente și mai puțin pretențioase la condiții, cred. Nu știu. Sau gena. Vorbim de România, că în altă parte bărbații sunt pe locul 1. Dar tot bărbații rămân pe locul 1, pentru că femeile sunt antrenate de bărbați și să știți că oricărui mare antrenor e convins că mai repede faci performanță la nivel de femei decât la nivel de bărbați. Fiindcă suntem mai docile. Noi când ne unim să facem o treabă, o facem, fără să punem și alte întrebări. Au fost anii ăștia, au fost, o să revin pe acela subiect și la dumneavoastră, au fost în anul, eu știu, în ultimul an, în ultimele 12 luni, schimbări majore la federații, la Federația de Handbal, la Federația de Fotbal, la Liga Profesionistă de Fotbal, la Federația Română de Tenis. Sunt, a trecut un ciclu peste președinți care erau deja de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani și e vremea schimbării, adică e nevoie de oameni tineri cu mai multă, știu, deschidere, cu mai multă putere de muncă până la urmă, pentru că nu e o muncă ușoară să conduci o federație într-o țară destul de mare și cu populație importantă. Știți cum se spune? Schimbarea este obligatorie. Evoluția este opțională. Eu am un punct de vedere așa puțin mai diferit. Da, și Federația de Atletism, am uitat. Și acolo se schimbă. Schimbarea este foarte necesară, mai ales atunci când cel care coordonează ajunge la rutină. Și rutina este foarte periculoasă pentru progres. Cred că era nevoie de o schimbare, dar o schimbare a unor... o schimbare care să poată să continue ce a fost bun și să adapteze cu mare ușurință la ceea ce se cere în legea sportului europeană. Pentru că în curând ni se va spune și poate o să mă ajutați să spuneți, Elena Frâncu a susținut treaba asta. La ora asta, legea sportului din România nu mai este compatibilă cu legea sportului din Europa. Vrem, nu vrem, noi trebuie să ne aliniem inclusiv pe, la capitolul sport. Nici învățământul n-a reușit, deși se chinuie de foarte mult timp, pentru că 1, 6, 6, 9, 9, 12, oriunde în Europa, așa este în învățământul. La noi încă nu s-a putut. Ne adaptăm acum la clasa 0. Negociem prea mult reguli care trebuie schimbate și care te aliniază la regulile europene pentru care am aderat toți, că ne plac, că nu ne plac. Am ridicat toți mâna că vrem să fim în această etapă. Deci, din 4 în 4 ani este, conform legii sportului, ești obligat să ai adunarea generală de alegeri. Așa cum ești obligat fie asociație sportivă fără persoană juridică sau cu, ca în fiecare an să-ți ții adunarea generală și membrilor tăi să le prezinți ceea ce ai făcut, îndeplinirea obiectivelor sau nu. Și acum, și o spun chiar dacă se vor supăra unii pe mine, a devenit opțională treaba asta. Nu, unde e lege nu e opțiune. Unde e lege trebuie să respecti regula respectivă. Acum, mai ales că e verificat în timp. Că în alte unii țări. Erau de 20 de ani. Dar dacă Mircea Sandu, că aici au fost, Mircea Sandu face parte dintr-o federație internațională, ceea ce îi numeri pe deges când mai sunt în România, mai atletismul cu Gabi Sabo, mai e canotajul cu Lipă,
gimnastica s-a terminat, nu mai are pe nimeni, nici handbalul nu are pe nimeni decât niște arbitri care se văd la campionatul mondial. Este extraordinar să ai reprezentant tu ca federație într-un organism internațional. Așa cum și pentru Constanța a fost extraordinar că am fost mulți în federațiile naționale membri, foarte mulți din Constanța. Acei mulți au fost atât de valoare a antrenorilor și a reprezentanților constanțeni, fiindcă ții legătura cu ierarhia. Ei parte la decizii. Exact, particip la decizii. Da. Altfel, ești undeva uitat și spunea Ion Țiriac și mi-a plăcut foarte mult, este foarte grav să ajungi să fii indiferent. Când cineva nu te bagă în seamă de deasupra ta, unde au loc deciziile, este foarte grav pentru tine. Este aproape ca o boală, e o moarte sigură. Da, ești la și alții. Acolo din, avem loc toți la și alții. Din păcate, cred că anul acesta, la alegeri, politicul s-a băgat foarte mult. De pildă, fotbalul a uitat că cluburile publice n-au ce căuta la alegeri, la exercițiu de alegeri într-o federație. Federația de fotbal era singura federație care funcționa normal. Deci numai cluburile cu persoane juridică și private, conform ordonanței 26, formează Federația de fotbal. Așa e în toată lumea asta, nu numai la noi. E, din păcate, ați văzut acum, au câștigat, fiindcă au participat cluburile publice, cluburile sportive școlare, care în curând o să vedeți că cele școlare și cele publice trec la primării, cele școlare au Federația Națională a Sportului Școlar și Universitar, și pe acolo un alt traseu cu voate. Alte competiții care ajung până la campionatele mondiale. Iar la Jocurile Olimpice, dacă ceea ce nu poate ajunge, excepție, poate la gimnastică, poți să ajungi la Jocurile Olimpice de la 15 ani, când ești încă elev de la Clubul Sportiv Școlar. Deci se vor schimba foarte multe. Generația oricum trebuia schimbată, iar generația care vine trebuie să se respecte valorii între ei, pentru că eu rămân la convingerea că la DSJ Constanța au fost o echipă tânără de consilieri și că nu-și găsesc încă ierarhii care sunt mai buni să-și respecte liderul, nu mai este vina mea. Dar rămân tot la convingerea că politicul n-are ce căuta în școală, în spitale, în biserici și în sport. Sunt absolut de acord cu asta. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ponderea care este la Asociație Femei Bărbați. La noi, într-adevăr, ponderea este mai mare a femeilor. Probabil există și o explicație biologică, fiziologică, dacă vreți. Se pare că sunt mai multe terminații nervoase la bărbați, fapt ce duce la o suportare mai grea a durerilor. Drept dovadă, la femei sunt și durerile nașterii, care pentru un bărbat nu cred că ar fi prea ușor de suportat. Eu prevăd în viitor, cel puțin în sportul de anduranță, o evoluție spectaculoasă a femeilor, o depășire chiar a performanțelor înregistrate de bărbați prin capacitatea de a suporta mai mult durerea în efortul de anduranță. Sunt ele și asta e valabil pentru amândoi invitații mei, sunt femeile și există aici și dorința lor de a arăta bine și au dat seama că prin sport arată bine, pentru că nu... Bărbatul la un moment dat îl interesează mai puțin dacă are un pic de burtă, dacă merge mai puțin elastic pe stradă. Femeia e dornică, indiferent de vârstă, să arate bine și să atragă priviri. Cred că este o tendință generală a așa numitului concept acum de wellness, în care oamenii se întorc către sport, către alimentație sănătoasă, după ce au experimentat atâția ani alimentația nesănătoasă, se întoarce un pic spre partea naturală, spre sport și de asemenea spre frumusețe în final, pentru că nu le poți obține fără mișcare combinată cu alimentație. Deci nu ai cum. Mergând numai pe una dintre ele, cu siguranță că nu vei înregistra rezultate. E pregătită societatea, doamna Frâncu, să ofere oamenilor ce își doresc posibilitatea de a face mișcare, de a face sport de masă, într-un cuvânt. Și sigur, cei foarte talentați, sport de mare performanță. Aici la Constanța, da. Să știți, spre meritul, și eu îi felicit pe toți cei care au creat o afacere din sportul pentru toți. Și în Constanța sunt un număr mare de
de astfel de săli în care se face sport pentru toți și vorbea colegul meu Daniel de frumusețe prin sport și de aia mă bucur și le mulțumesc doamnelor care au înțeles că prin sport își descoperă ele prin frumusețea interioară care vine către exterior și o menține frumusețea exterioară care le dă la un moment dat răbdarea și rezistența la ceea ce înseamnă munca grea pe care o femeie o are în munca de familie. Pentru că trebuie să recunoaștem, noi fără voi, bărbații, nu putem, dar numai alături de voi și creiem starea aia de bine a familiei, că până la urmă tot ce e frumos în viață este familia. Și atunci când spunea foarte frumos Iuliana Tudor că cum vezi viața fără copii? Viața fără copii este dură și rea și urâtă. Climatul acela de familie îți dă puterea să treci peste orice durere. Apropo de durere, într-adevăr, noi femeile suportăm cu mai mare ușurință durerea, dar femeia este cea care creează climatul acela. Știe să ne țină pe toți unul lângă altul, pentru că așa a lăsat Bunul Dumnezeu ca noi împreună cu voi să creăm lucruri minunate. Și uitați această viață care o dăm mai departe și gândindu-ne că fiecare am fost și noi mici și acum suntem maturi, suntem aici, uite, trei generații care, vedeți, prin sport zâmbim încă la vârsta pe care o avem, suntem modele pentru cei tineri că, uite, putem ajunge și noi la vârsta respectivă, se poate, iar Constanța are o infrastructură creată pentru sportul pentru toți și avem și infrastructură naturală, pentru că suntem alintați, avem marea, unii dau bani grei să ajungă să alerge dimineața la 7 pe malul mării, avem Gheolul și avem Delta aproape, unde dacă nu faci sport și nu ești rezistent, cred că nici această bucurie de a merge și a admira. Avem și muntele, dacă te duci puțin la Băltegești, de la Crucea și mergi la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, nici nu știi, ești la mare, ești la munte, este ceva extraordinar. Și pentru că viața este extraordinar de frumoasă. Vă mulțumesc mult! Timpul alocat emisiunii noastre a trecut foarte repede pentru că am vorbit de sport, am vorbit de lucruri frumoase, am vorbit de viață și de ce ne oferă ea și ce oferim noi vieții. O să vă smulg promisiunea de a fi și altă dată prezent aici la Litoral TV, spre bucuria mea, dar și mai ales spre bucuria telespectatorilor. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru fidelitatea pe care o arătați emisiunii Săptămâna Sportivă și vă aștept la alte ediții în care am să fac tot posibilul să vă aduc invitați de marcă. Vă doresc o seară plăcută. Și un Paște fericit! Da, sărbători fericită!